Doamne, nu-ți cer minuni și nici lucruri imposibile, îți cer doar putere pentru fiecare zi. Învață-mă arta pașilor mici, fă-mă atent și inventiv ca în rutina zilelor să mă pot opri în fața descoperirilor și a experienței care m-au intrigat. Învață-mă să gestionez corect timpul vieții mele, oferă-mi un simț al observației pentru a putea distinge lucrurile importante de cele mai puțin importante. Îți cer să-mi dai puterea reținerii și a înțelegerii ca în viață să nu deviez de la ceea ce este important, dar să-mi planific rațional timpul, să pot vedea și vârful muntelui și valea și uneori să pot găsi timp pentru bucuria artei. Ajută-mă să înțeleg că visurile nu sunt un ajutor, nici dorul față de trecut, nici dorințele față de viitor. Ajută-mă să fiu aici și acum și să percep această clipă ca fiind cea mai importantă. Apăr-mă de credința naivă că totul în viață trebuie să fie ușor. Oferă-mi conștientizarea faptului că toate greutățile, înfrângerile, căderile și nemulțumirile sunt o parte firească a vieții, datorită căreia creștem și ne dezvoltăm. Adu-mi aminte că inima e mereu în conflict cu rațiunea. Trimite-mi la momentul potrivit pe cineva care va avea curajul să-mi spună adevărul, dar să o facă cu dragoste. Știu că multe probleme se rezolvă fără să faci nimic, dar învață-mă să aștept. Știi cât de mult avem nevoie de prietenie. Ajută-mă să merit acest dar al sorții. Dă-mi o fantezie bogată, ca la momentul potrivit, la timpul potrivit, vorbind sau tăcând, să pot oferi cuiva căldura necesară. Fă-mă omul care să poată ajunge și până la cei căzuți. Ferește-mă de frica evitării lucrurilor importante din viață. Nu-mi da ceea ce vreau, ci ceea ce îmi trebuie cu adevărat. Învață-mă arta pașilor mici. Antoine de Saint-Exupéry.